O doamnă extrem de experimentată, pentru că a fost și ministru și pentru că a avut rezultate marcante în politică, tot din partea PDL-ului, doamna Sulfina Barbu. Da. Am citit în Codul Bunelor Maniere că bărbatul nu trebuie să întindă mâna, trebuie să aștepte să o facă femeia, dar acum am greșit, vă rog să mă iertați. Doamne, ați fost ministru al mediului. Aveți curajul să închideți minele după ce ni s-a întâmplat? Cred că o parte din ele trebuie închise, nu toate. În România, să știți că are nevoie de cărbune. Dacă discutăm despre o strategie energetică și de independență energetică, reprezintă o resursă importantă, cărbunele. Corect. Dar ce facem cu oamenii? Dar, în primul rând, oamenii, retehnologizarea. Am să vă spun un secret. Să știți că eu am intrat în mină. După ce am terminat facultatea, am lucrat la o societate comercială, măsurători geofizice, și am intrat în foarte multe galerii din România și știu care sunt condițiile de acolo. Din păcate, în ultima perioadă, condițiile s-au înrăutățit pentru că nu s-a investit în retehnologizare. Și constatăm lucrurile acestea atunci când oamenii își pierd viața. Este păcat că s-a ajuns la așa o tragedie. Măcar dacă am învățat ceva din ultima. Măcar. Este obligatoriu. Să vedem ce înseamnă obligatoriu în viitorul mandat. Mulțumesc foarte mult, doamnă Vască. Întrebare pentru cele 6 doamne. Răspunsul este un minut, nu politic. Dacă ați avea toată puterea din România în mâinile dumneavoastră, ați fi și președinte, și prim-ministru, și ministrul muncii, și al tuturor ministerilor posibile, și aveți la dispoziție o oră, cum ați rezolva problema Văijiului și a familiilor de acolo? Doamna Sulfina Barbu. Planul pe care trebuie să-l aplici acolo este primul lucru atunci când pleci într-o acțiune și sigur că într-o oră nu poți să rezolvi mare lucru, dar poți să îți aduni o echipă cu care să aplici planul respectiv și cred că este important și esențial ca acolo să se investească în infrastructură, fără drumuri, fără cale ferată. Am văzut că nu mai circulă trenurile spre Petroșani, cei de la Petroșani, ca să vină în București, trebuie să facă o haltă, fără alimentare cu apă, fără canalizare, zona nu se poate dezvolta. Primul lucru pe care l-aș spune, aș face exact această prioritizare a infrastructurii, în care oamenii de acolo să fie implicați. Doamnelor, emisiunea se numește Anticorupția Demodată. Și prima întrebare pe care vreau să vă pun dumneavoastră este foarte simplă. De ce în programele partidelor dumneavoastră pentru actualul mandat nu mai apare ca în 2004 capitolul de luptă împotriva corupției? Ceea ce s-a constatat și PDL-ul, pot să vă spun, care și-a avut o dezbatere importantă și are în continuare pe această luptă împotriva corupției, pentru că este temă importantă pentru noi, nu se mai regăsește ca un singur capitol, deoarece constatăm că trebuie în multe capitole ale programului de guvernare ca aceste măsuri să se regăsească, începând cu măsuri legislative, pe achizițiile publice, mergând la instituțiile statului care, din păcate, s-au dovedit a fi corupte. Și aici clasa politică are mari probleme. Și noi facem parte din clasa politică. Pentru noi este dificil atunci când cetățenii ne spun ne-am săturat de politicieni. Dar vedem că în Parlament politicieni marcanți au fost protejați de votul colegilor din Parlament împotriva cercetării în justiție. Adică dumneavoastră, acolo nu mai era pe sexe. Este din păcate adevărat și Partidul Democrat Liberal are aceste măsuri și în restructurarea Parlamentului, dacă vreți. Noi propunem ca această măsură, ca în 2012 să avem un alt Parlament, unicameral, cu număr redus de parlamentari, să avem o legislație care să nu mai permită aceste acte de corupție, chiar la nivel înalt, și să avem instituții mai curate, dacă vreți, pentru că de prea multe ori în instituțiile statului
s-au constatat acte de corupție. Deci nu mai poate fi un capitol distinct, ea trebuie să se regăsească lupta împotriva corupției pe orizontală, dacă vreți, mulțumesc, în toate domeniile. Mulțumesc.